S-a dus un oarecare trăitor la o mănăstire să se folosească pe un părinte acolo. Și s-au rugat și la un moment dat au plecat la ascultări. Ăla zice, cum zice, te rugi pe rugăciunea? Zice, noi aduce rămâi să te rugi, noi aducem la ascultare. Dar a sosit ora mesii, noi am dus de mese să mănânce. Trecuse 3-4, dar îl răzbise. Și s-a dus la părinte acolo, zice, ați mâncat? Zice, cum să nu am mâncat? Eu nu mi-a dus nimic. Păi, nu ți-a dus ca să nu se întrerupă rugăciunea, zice. Știi? Atunci a văzut el, dar ce, cum să fac, uite, veni la ascultare și noi ne rugăm mereu. Cine te oprește să zici, Doamne, 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 la un moment dat. Da, e puterea numelui, știți, Doamne Iisuse Hristoase, rugăciunea asta la îndemână tuturor. Personal o recomand la toată lumea. Așa, cu îndrăzneală, pentru că au fost discuții multe între mari trăitori, așa, cu Paisie cel Mare și nu știu ce, Paisie de Vaile și Coscie de la Neamțuri, că numai unii s-o zică, nu, s-o zică toată lumea, în felul lui e necesar. Pentru că este spus, e cel mai mare lucru în cer și pe pământ, auzi ce vorbă mare, rugăciunea aceasta.